Domnule președinte, discutăm pentru început despre celebrul PNRR, Planul Național de Reziliență și Redresare. Sunt liberalii care susțin la această oră că ar fi o soluție preluarea acestui plan de la Ministrul Fondurilor Europene, domnul Cristian Ghinea, de către premierul Florin Câțu. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile, toată această discuție pe PNRR? Doamnă, nu știu dacă încă este o discuție, dar cert este că până în prezent România și Bulgaria au rămas fără să depună Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce arată că avem o capacitate administrativă redusă, iar liderul, care a fost domnul ministru Ghinea, n-a înțeles ce trebuie să realizeze prin PNRR. PNRR-ul nu este un program care vizează proiecte anume, ci vizează să dea un boost în economie. Ăsta este rostul PNRR-ului, o relansare economică puternică a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, plecând de la premisa că toate proiectele incluse în acest program trebuie să fie programe dominate de soluțiile verzi și dominate de digitalizare. Și digitalizarea și tranziția verde fac parte din cei 6 piloni ai programului de redresare și reziliență. Dar ele nu trebuie tratate separat, ci fiecare proiect trebuie să aibă partea lui de tranziție verde, partea lui de digitalizare. Spre exemplu, au venit cu un proiect pentru autostrăzi preponderent în PNRR-ul inițial, dar uitând să facă parcări cu prize pentru alimentarea mașinilor electrice, uitând să facă digitalizarea controlului de trafic, uitând să utilizeze energia eoliană sau energia solară pentru iluminatul autostrăzilor, a parcărilor și așa mai departe. Deci n-au înțeles esența programului. Mai mult decât Vorbim. atât, mai mult decât atât, au venit cu un program de refacere a sistemelor de irigații din România, dar le-au lăsat cu stații de pompare alimentate din termocentrale și așa mai departe. Ori stațiile alea de pompare trebuiau alimentate din surse regenerabile, energie eoliană, energie solară sau din hidrocentrale și nici de cum din termocentrale. Deci cheia programului este legată de verde și de digitalizare. În plus, trebuie să fie bazată pe proiecte foarte precise. Vă dau un exemplu, uite, să spunem, din zona de mare interes a domnului președinte. Uitați ce scrie în program. Dezvoltarea de rute de formare profesională relevante, complete, până la nivelul 7 de calificare, flexibile prin prelungiri duratei învățământului sectorial și așa mai departe. La Bruxelles nu înțelege nimeni, sunt convins că nici cei care au scris programul nu înțeleg pas cu pas ce se face și cât costă. Ori asta este cheia acestui program. Ce faci, cât costă, în cât timp se realizează. Domnule președinte, vorbim de lipsă de experiență sau mai degrabă de dezinteres? Nu, de incompetență vorbim. Incompetența ministrului care a gestionat acest proiect, care n-a înțeles ce trebuie să ceară celor care au contribuit la scrierea proiectului. Ori, din acest punct de vedere,
declarațiile lui Mircea Hava de la liberal că ar trebui preluat PNRR-ul de liberal, mi se par îndreptățite. Este clar că USR-ul nu vine cu experiența necesară scrierii și realizării unui astfel de program care, atenție, este un program care nu poate fi lălăit în stil românesc. Adică, până la sfârșitul anului viitor, 2022, 75% din sumă trebuie angajată în contracte. Iar până la sfârșitul anului 2023, toate cele 30 de miliarde trebuie să fie angajate în contracte, iar programele, proiectele trebuie să fie închise până la sfârșitul anului 2026. Sunt termene extrem de strânse, dar obiectivul acestor bani este să relanseze economiile europene bazat pe investiții, pe digitalizare și pe reducerea emisiilor de carbon. Este un program extrem de dedicat. Cei 6 piloni m-au băgat reforma ANAF-ului. N-are nicio treabă reforma ANAF-ului sau reforma fiscală cu programul de redresare și reziliență. Asta le facem pe fondurile pe care le avem deja alocate de la Uniunea Europeană pe programele existente. Riscă România să piardă acești bani sau să primim mai puțin? Cum stau lucrurile? Păi, specificul acestui program este că banii nu se redistribuie. Deci dacă România nu realizează proiecte de 29,6 miliarde de euro, acești bani nu se duc nicăieri. Pur și simplu nu se împrumută de pe piață, pentru că banii alocați statelor membre sunt bani pe care Comisia Europeană îi împrumută de pe piață la dobânzi foarte bune, cu termen de rambursare 2050. Deci, practic, chiar dacă avem o componentă grant, nerambursabilă, și o componentă rambursabilă a acestor 29,6 miliarde, prin termenul foarte îndepărtat de rambursare, îi putem considera 30 de miliarde grant. Deci vorbim despre un eșec pe care ministrul Ghinea l-a avut în fața Comisiei Europene atunci când ne-au întors practic niște proiecte înapoi. Da. Numai că nimeni nu-l pune pe seama ministrului Ghinea. Noi putem să focusăm responsabilitatea, ci Comisia Europeană spune guvernul României incapabil să vină cu un program. Să sperăm, deci speranța mea este că premierul Cîțu va veni cu un program ajustat. Sosește astăzi la Bruxelles Cîțu și va avea discuții atât cu președinta Comisiei, cât și cu comisarii de resort. Sper să vină cu un program ajustat, foarte bine focusat pe obiectivele care sunt destinate realizării cu această finanțare. Vorbeați mai devreme de declarațiile domnului Hava, europarlamentar PNL, care dânsul susținea la puterea știrilor că ar fi mai bine ca PNL să preia, ar fi o situație excepțională, a spus dânsul, să preia PNRR-ul de la ministrul fondurilor europene. Însă ar putea da naștere unui întreg război, așa cum am mai văzut în coaliția de guvernare între PNL și USR+. Doamnă, nu mai este timp de să-l preia altcineva, că îl preiau liberalii, că îl preia. Programul trebuie preluat de premier, care sper eu înțelege prioritățile acestui program. Și dacă îl preia premierul, nu mai e nicio discuție cu nimeni. Pentru că premierul poate să interfereze activitatea oricăruia dintre miniștri. Iar Ghinea n-are a se plânge pentru că a avut șansa să facă programul, s-a prezentat de două ori programul
patronat de Guinea la Bruxelles, a fost necorespunzător, program de 142 de pagini, care a avut 150 de pagini de observații. Și asta arată că sunt multe gogoși scrise în program, pentru că statele membre cu capacitatea administrativă au venit cu proiecte de 40-50 de pagini extrem de concrete, extrem de precis descrise, cu termene de execuții, cu valori și așa mai departe. Noi am venit cu o poveste, vom face, dar să vedem cum. Am venit cu enunțuri, nu cu proiecte. Asta a fost problema României.